Implementarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice se face în 4 etape, iar implicarea României va avea loc în etapa a doua. Ea presupune găzduirea unor rachete de interceptare Standard Missile 3 tip Block 1B. Oficialul american Frank Rose a subliniat că rachetele au fost testate cu succes și că nu există semne de întrebare legate de viabilitatea acestora. În plus, asistentul secretarului american de stat a dat asigurări că amplasarea scutului antirachetă nu trebuie să reprezinte un motiv de îngrijorare pentru Rusia. U.S. and NATO missile defenses are not directed against Russia, nor do they have the capability to intercept Russia's long-range missiles. The United States will not accept any legally binding or other limitations on our missile defenses, whether it's U.S. missile defenses or NATO missile defenses. Rose a mai precizat că, deși țara a traversat o perioadă de faliment tehnic și s-au făcut reduceri bugetare, finanțarea bazei de la Deveselu nu este pusă sub semnul întrebării. President has made funding of the European phase adaptive approach a key priority in his budget request to Congress. We are on schedule and on budget to implement Deveselu. România nu trebuie nici să cumpere rachete interceptoare SM-3, nici să plătească pentru instalarea sau amenajarea bazei de pe teritoriul României. Cheltuielile pentru realizarea sistemului sunt suportate de către Statele Unite, iar România pune la dispoziție doar terenul. La Deveselu vor fi mobilizați 200 de militari americani, iar scutul se va întinde pe o suprafață de 220 de hectare. Baza militară va deveni operațională în